Bună ziua, prieteni! Eu vreau să vă arăt că fac, mi-a cules soțul atâtea caise am avut eu anul ăsta în pom. În 1, 2, 4 pomi de caise. Atâtea caise am avut și acum eu vreau să le opăresc. O să le... El mi le-a băgat în congelator. Eu torn apă fierbinte peste ele și le opăresc. Și le las ca să le iau pielea de pe ele. Cum le las un pic, când sunt înghețate, așa mai bine să ia. Eu o să vă arăt după ce le curăț, o să le cântăresc să vedem cât are să fac. Acum cât îmi iasă, 2-3 borcane, astea fac. Deci, uitați, le-am curățat de piele, un kil mi-a rămas. Acum eu o să tai, i-am zdrobit puțin cu mâna, dar o să tai lămâie și să pun zeamă de lămâie pe ele. O să storc eu. Ajunge, am stors două lămâi, ajunge. Punem zeama peste ele și le punem la fiert. Și le fierbem așa până scade tot lichidul și atunci punem zahărul. Astea nu le fac cu gel fix sau vreau să le fac natural. Așa și le pun acum la fiert. Le lăsați așa la foc mediu. După aia o să pun, precis o să pun, vă spun drept, o să pun un kilogram de zahăr, că a fost așa foarte... Dar și mi după aia că iasă acru, dulceața, gemul și nu vreau. Mai bine pun un pic de zahăr și să fie mai dulce. Și acum deocamdată le fierbem așa și eu după aia vă arăt. Le lasă să fiarbă și după aia vă arăt cum arată. Revin. Deci, uitați, gemul nostru nu mai are gem. Caisele nu mai iau lichid deloc. Eu acum le blendurez. Așa. Acum eu o să pun un kilogram de zahăr. Și de ce pun atâta, vă zic drept, pentru că vor fost mai invers între ele. Și după aia s-ar putea să nu steie sau s-ar putea să nu stea. Deci am pus un kilogram de zahăr. Culoarea are super până acum. Și începem și fierbem. De obicei eu pun cam jumate de kilogram de zahăr la un kil de fructe, dar cum au fost caisele astea, au zis că nu mai putea să le lase, că le înțepau albinele.
Ce mai bine lucru, de fapt, eu i-am spus colegele așa cum îs, că văd eu când fac. Deci astea au fost toate caisele. Cred că am mai făcut înainte să plec, dar au fost alt soi. Ăla au fost soi, nici caise, nici piersici. Și am făcut câteva borcanele. Acum lăsăm să fiarbă. De, uitați-vă, gemul nostru e gata. Deci nu mai are spumă, nu mai are nimic. Vedeți? Este gata. Noi acum oprim focul, lăsăm puțin să stea și după aia îl punem în borcane. Haideți să le punem în borcane. Deci o culoare super are. Așa de fain a ieșit. Câte miază, 3-4 borcane, îmi părea rău de ele să le las. Nu iasă mai mult de 3 borcane, nu iasă, dar îmi părea rău de ele. Vedeți ce fac? De-aia m-am uitat să văd dacă... Am luat lingura asta ca să nu-mi zgârie oala. De-aia am luat lingura asta. Am destule, mai am și de anul trecut. Așa că... Dacă atât au vrut Dumnezeu, atât avem. Ce putem face? Așa. Acum cred că pun într-unul din ăsta mai mare. Poate mi-intră tot. Dar să știți că mai bine puneam cu polonicul. Că și cu asta murdăresc exact ca... Polonico. Trei borcane, v-am zis. Dar și l-am fiert rapid. Și l-am fiert natural. N-am pus nimic ca conservant sau... N-am pus nimic. Și uitați, așa arată marmelada mea sau gemul meu de caise. A ieșit super, sub culoarea, să fierbe repede, deci să faceți așa fără coajă, fără piele, fără, nu știu cum să-i spun. Atunci să fierbe mai repede și nu vă face atâta spumă, deci nu trebuie să faceți... Nu face spumă multă. Deci a ieșit super. Gem. Eu sunt mulțumită. Am și gem din ultimul pom, care atât au fost, atât i-am făcut. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!